Sigur, ne așteaptă o perioadă grea, o luptă grea pentru turul 2, pentru data de 6 decembrie. Ne vom reîmprospăta forțele, ne vom uni forțele cu celelalte formațiuni politice la nivelul județului Suceava și, sigur, la nivelul țării. Și vreau să le mulțumesc tuturor sucevenilor care și-au dat votul pentru candidatul Mircea Gioană și vreau să îi rog ca în turul 2 să participe masiv la vot și să dea votul lui Mircea Gioană, votul pentru starea de normalitate, votul pentru a schimba în bine starea de lucruri din județ și din România și sigur acesta va fi un prim semnal de deportocalizare a județului Suceava. Vă îndemn, deci, stimați alegători din județul Suceava, să fiți alături de noi pentru ca viitorul nostru, al părinților, al copiilor, să se schimbe în bine.